găsit la Top News by știrile ProTV.ro. Eu sunt Bianca Chirilă și vă prezint principalele subiecte ale zilei. Mare atenție la știrile false, este avertizmentul Ministerului Apărării Naționale. Pe diferite platforme de social media au fost difuzate imagini cu convoaie militare care se deplasează prin țara noastră. Reprezentanții Ministerului au precizat că filmările sunt vechi, de la mai multe exerciții militare organizate în trecut. Cei care le-au distribuit le-au prezentat ca fiind recente și au stârnit panică în contextul situației tensionate din Ucraina. Ministerul a preluat videoul și a pus data reală pentru fiecare înregistrare. România rămâne una dintre cele mai corupte țări din UE, potrivit analizei făcute de organizația Transparency International. Cu un indice de percepție a corupției de 45 de puncte din 100, țara noastră este la coada clasamentului. Acesta este întocmit prin acordarea de puncte de la 0 la 100, în care 0 înseamnă foarte corupt, iar 100 deloc corupt. Cercetarea mai arată că România nu a progresat deloc în ultimii 10 ani. Văzute doar în filmele SF, autoturismele zburătoare au toate șansele să devină realitate. O astfel de mașină a primit certificatul de zbor de la autoritățile aviatice din Slovacia. Este un hibrid între mașină și avion. Aripile sunt retractabile complet, iar motorul de 160 de cai putere pune în mișcare și roțile, dar și o elice. Orice fotografie, filmuleț sau alt tip de conținut pe care îl distribuim pe rețelele de socializare poate să ne urmărească în viitor, chiar dacă am ales să ștergem materialele respective. Dispar doar la suprafață, ne avertizează specialiștii. Postările rămân în arhiva rețelelor pe care le folosim și putem să ne trezim cu materiale personale preluate și de alte platforme. 82% dintre europeni și-ar dori să poată să șteargă definitiv ceva postat în 2021 pe profilul lor de socializare. Iar cei mai mulți dintre cei care vor să îndrepte din trecutul digital sunt cei din generația Z, adică născuți după 1995. În premieră pentru România, 6 destinații turistice vor colabora pentru a oferi turiștilor servicii complete. În Harghita, musafirii pot cumpăra o singură cartelă de teleschi, dar o pot folosi pe toate cele 12 pârtii din zonă. Așa se procedează în stațiuni montane prestigioase din Austria, Franța sau Elveția. Prețurile variază în funcție de câte puncte are o cartelă. Cea mai scumpă de 200 de puncte costă 290 de lei, jumătate față de Valea Prahovei. Pentru mai multe informații și știri la zi, intrați pe știrileprotv.ro. Pe curând!